De la 1850, o expediție științifică plecată să cerceteze cel mai de sub tărâm al continentului american, Țara de Foc, dispăruse acolo fără ca cineva să afle din ce pricină și nici ce ascundea poate acel ținut îndepărtat. Cam tot pe atunci, dintr-un port românesc la Dunăre, Galați, un tânăr dornic de învățătură, Anton Lupan, pleca pe mări să deprindă după ani de muncă iscusința inginerească a construcției de nave, meșteșugul aspru al marinăritului. Prietenia romantică ce o va lega cu Pierre Vaillant, fiul unuia din membrii echipajului dispărut în Țara de Foc, atracția acelui teritoriu rămas necunoscut, aveau să modifice drumul lui Anton Lupan, angrenându-l în marea și extraordinară aventura cunoașterii, a descifrării petelor albe rămase pe harta lumii ultimului sfert al veacului trecut. Trebuia să vină. Trebuia să te întâlnesc. Să-i și vreau.